Fericit e cine așteaptă în tăcere și răbdare. Ajutorul care vine de la Dumnezeu cel mare. Domnul are bunătate și îndurări fără sfârșit cu sărmanul care poartă crucea grea în duh smerit. Fericit e cel ce plânge când aruncă bobi în glie, cel ce seamănă cu lacrimi, se cerava bucurie. Gura care tace în valea umbrelor de beznă grea, Domnul sus pe înălțime cu cântări o va umplea. Fericit în veci e omul care în Domnul se încrede, ca măslinul plin de roadă, el urmașii săi și-i vede. Când ajunge în necazuri, Dumnezeu îi spune așa: te iubesc și niciodată singur nu te voi lăsa. Este bine scris în carte să ai un jug în tinerețe, ca să porți apoi toiagul de îndurări la bătrânețe. Stai mai bine rugăciune, fără sfatul gălăgios, ca să știi unde-i comoara, care-i voia lui Hristos. Fericit e cine știe cum să-și rânduiască viața, când de vorbe înșelătoare și gunoaie-i plină piața. Târgoveți de pofte rele din pământ, parcă răsar, fii atent să nu te prindă lațul cu păcat amar. Atunci gura cu țărână mai degrabă să-ți o umpli, dar să nu te lași de Domnul, ci pe calea Lui să umbli. Poate lumea să tot râdă, tu fii treaz, milos și blând și așteaptă cu nădejde ajutorul Celui Sfânt. Amin.